Luna este cunoscută pentru faptul că luminează cerul nopții, ne permite de asemenea să testăm tehnologii noi care ne ajută să înțelegem mai bine acel lucru complex pe care noi îl numim spațiu. Luna afectează printre altele și oscilația mareelor față de nivelul apei de pe pământ. De la lacuri la oceane, forța gravitațională a satelitului nostru natural este motivul formării valurilor, însă astăzi o să analizăm ideea ca luna să fie înlocuită cu o gaură neagră. Înainte să trecem direct la subiect, nu uita să dați un like acestui videoclip și să vă abonați la canalul nostru, ne-ar ajuta foarte mult. Dacă o gaură neagră ar înlocui Luna, am fi trași în interiorul său, oare apa din oceanele și mările lumii ar zbura peste tot prin spațiu, dezastrele naturale apărute în urma evenimentului ar duce la dispariția oamenilor? Pe cât de mult ne-ar plăcea să vă oferim un răspuns captivant și nebun ca acesta, se pare că lucrurile nu s-ar schimba prea mult. Știu, este păcat, ne-ar fi plăcut să vă prezentăm un scenariu apocaliptic, dramatic, rupt de realitate, dar singurul inconvenient ar fi întunericul mai puternic din timpul nopții. Pentru cei care nu au realizat încă, după cum am menționat și la început, luna ne luminează nopțile. Primește un oarecare ajutor din partea lui Venus, dar în comparație, luna face cea mai mare parte din treabă. Cu toate acestea, dacă ar fi înlocuită de o gaură neagră, noaptea va fi întuneric beznă. Odată ce soarele apuneți, va fi mult mai greu să te descurci pe timpul nopții, iar în cele din urmă vei avea nevoie de o lanternă doar ca să te duci la cel mai apropiat magazin. Fără ajutorul luminii artificiale nu vei putea literalmente să vezi la 2 metri în față. Acum poate că te gândești, dacă am fi atât de aproape de o gaură neagră, nu ne-ar atrage pur și simplu în interiorul ei, iar viața așa cum o cunoaștem noi va fi distrusă? Nu tocmai. Dacă o gaură neagră ar înlocui una, va avea aceeași masă ca și aceasta, corect? Și, având în vedere că nu suntem trași direct către lună, acest lucru se va aplica și în cazul unei găuri negre cu aceeași masă ca aceasta. De fapt, Pământul are o masă mult mai mare decât Luna, de aceea nu ar fi afectat direct de forța gravitațională a unei găuri negre cu aceeași masă. Nici măcar pe aproape, pur și simplu nu va fi suficient de puternică. La fel și în cazul mareelor, acestea vor avea aceeași oscilație. Din nou, datorită atracției gravitaționale exercitată de gaura neagră cu aceeași masă ca și satelitul nostru natural, Viața pe Pământ ar rămâne în general neschimbată, cu excepția nopților mult mai întunecate, dar vom avea alte lucruri de care să ne îngrijorăm, inclusiv asteroizii. Știm că Luna este plină de cratere și știm de asemenea că nu a fost așa de la bun început. Forma sa specifică este datorată nenumăratelor coliziuni pe care le-a avut de-a lungul veacurilor cu asteroizii ceea ce înseamnă că fără lună care să blocheze toate acele corpuri cosmice care se lovesc de ea în permanență, planeta noastră va avea o soartă mult mai grea cauzată de rocile spațiale care nu vor fi obstrucționate de nimic. Acum poate că veți spune, avem gaura neagră care ne va proteja. Tehnic vorbind, da, gaura neagră va atrage mulți asteroizi, dar nu pe toți. Orice asteroid care va intra în câmpul gravitațional al Pământului se va îndrepta direct către acesta, fără să fie deranjat de gaura neagră care înlocuiește acum luna. Acest lucru se traduce simplu prin vom fi loviți de majoritatea asteroizilor care vor trece pe lângă planeta noastră. Totuși, ceea ce ar deranja cel mai mult este faptul în sine, și anume că luna a fost înlocuită cumva de o gaură neagră. Astronomii, cercetătorii, oamenii de știință, NASA și oricine are un interes sau cunoștințe despre spațiu ar fi stupefiați. Toată lumea va cheltui sume incredibile de bani doar pentru a înțelege cum a fost acest lucru posibil. Tot ce știm acum despre spațiu ar fi cel mai probabil aruncat pe geam. Pentru cei care nu știu, o gaură neagră se formează atunci când o stea se colapsează în ea însă și la sfârșitul ciclului de viață. Lucru ce nu ar fi posibil să se întâmple și cu Luna pentru că este considerată un corp astronomic care plutește în spațiu și orbitează pământul, nu o stea. Asta înseamnă că gaura neagră va aspira Luna în interiorul său. Pe scurt, dacă o gaură neagră ar înlocui luna, nu ar însemna sfârșitul vieții așa cum o știm noi. Totuși, nopțile mai întunecate și frica că unul sau mai mulți asteroizi se pot lovi de pământ în orice clipă vor fi motive de îngrijorare în fiecare zi a existenței noastre va fi înspăimântător și lucrurile se vor schimba cu siguranță pentru noi, dar asta nu va aduce sfârșitul vieții. Însă, din fericire, luna nu va fi înlocuită de o gaură neagră prea curând, de fapt niciodată, pentru că din orice punct de vedere acest lucru nu este posibil, cel puțin din datele pe care le deținem în prezent. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!